Se pare că totul ar fi pornit de la un cuptor supraîncălzit. În momentul exploziei, în brutărie erau 4 angajate. Una dintre acestea a fost rănită. Aia din spate, de acolo era cuptorul, nu? Ce, era un boiler, înțelegi, care încălzea sau trage. S-a auzit tare, unchiule, când l-ai explodat? Eu am discătună. S-a auzit. A făcut mușitură tare. Femeia a fost transportată cu ambulanță la spital. Cuptorul, lucrează noapte, de zi, cum erați? De zi. De zi. Câte femei erați acolo? Medicii spun că starea ei este destul de gravă. La ce are astăzi? Astăzi decât la antebrațul stâng. De la un boiler ceva? Am înțeles că a explodat un cuptor dintre ăsta pe lemne. Pompierii au intervenit cu 2 echipaje pentru a stinge flăcările. A fost o singură victimă preluată de către ambulanță și s-a intervenit în urma exploziei la un incendiu la acoperișul brutării. Acum fac cercetări pentru a stabili cauzele exploziei. Cazul este anchetat și de inspectorii în siguranța muncii.